Salutare lume și bine v-am regăsit la Sniper Nazi Zombies 2. Îmi vine să dau cu tastatura de pământ și vine să mă dau cu pe mine cu apă de tastatura de pământ, pentru că Windows-ul ăsta e handicapat. Mă rog, deci faza e că face update-ul și că și-a făcut update-ul, dar m-am filmat. Și acum iau de fapt levelul de aici. Bine, a rămas de aici. Nu e mare scofală să ajung până unde a rămas. Cred. A? Cred! Așa, în fine. Deci, în fine. Deci de aici ne-am respawnat și acum trebuie să mergem. Hai să luăm mai întâi munții, că după aia ne... După aia spune jocul, păi da, n-ai luat muniție, n-ai luat muniție, n-ai luat muniție, Aoleo, știi ce, kamikazele într-un chipaz. Mamă, e lor, dar data trecută când a filmat partea, dar nimic nu l-a nimerit. De fapt, aici a rămas, dacă s-a venit să mă gândesc. Da, aici m-a rămas, logic. Chiar a... Ai, bă, frate, se putea altfel. Dacă aveam o turetă, orice. Ce, bă, partea proastă că sunt... Ăștia că nici măcar nu știu, dacă mor ăștia. Headshot. Headshot. Headshot, mă, ți-am tras headshot, cât... Na, mă, și tu, ăștia se uiți, bă, de picior de asta. Aoleu, da, mă, da, dai și tu, că normal. De că... Ce ai zis, că n-au reușit frate, te și reușiști tu. Ia, mă, ia, spawnează asta, baby. Mamă, dacă te... dacă îți lua și... da. Lol, sper că... Dacă ți-l nimerea și pe alt tot, ce bine era. Na, mă, na, mamă, ce țint am, nici măcar n-am pus țintea bine pe și l-am omorât. Și n-am hit. Așa. Sper să nu mai restrezi pe unezi. Mamă, ce n-aș că n-am luat, mi-a luat pe ăștia doi! Tu-s dumnezeii tăi de zombalo, beat. Zombalo. Nu știu, dacă e că dă Red Bread, ăsta a făcut toate episoadele. E că cred că l-a făcut. Băi, ce moftică, ce mai pe mine iudie. Mamă, lol, cum stă asta. Lol, ce mic e să bat piciorul. Îmi plac zombii. Așa. Bă, nu știu, deci, dar unii youtuberi chiar și din America, ăștia nu pot să rezist, ăsta chiar nu rezistă fără YouTube chiar o zi, frate. Deci, sunt youtuberi care postează, mă refer la cei din America, că știu că aici în România e foame mare pentru bani. De fapt, e foame mare pentru bani, de fapt, în toată lumea e. Că da, n-ai văzut un american să zică, bă, nene, am bani din YouTube. Dar, totuși, nu mai fac un episod azi. Hai să muncesc și eu, hai să văd și eu cum e munca adevărată. Na, ce? Așa, am oamenii să pe calculator. Filmează, că de. La 60 de ani, când o să fii bătrân, o să faci YouTube. A, bună ziua. Și aici nu mai de rău, aici zic așa, nu știu. Zic eu neștierile mea, mă rog. Bă, n-ai să trece celălalt, că deja YouTube-ul, deja îmi vine rău când zic de... Mă ia cu groază, mă ia cu... Și ce prost am fost, ce prost îs. Aoleu. Dacă dădea telefonul, îi juram. Deci nu contează, intram în confă și dădeam o jurătură de aia arderească. Oricum. Mamă, și mâine avem și școală, ai, de fapt mâine e vineri pentru noi. Oh, bine că e vineri, cine o știe șmechere. Mamă, ce tare e că avem... Mamă, ce nașpa e că mâine ne dau și testele la moarte. Bine, pentru voi e departe, nu știți voi, eu acum sunt din trecutul trecutului. Nu e continuu, adică na, pentru voi s-ar putea să fie sâmbătă, duminică, dracu știe. A, tamașo, când să intru așa, da, mă întâmpină Spartacus. Ce să zic, ce amuzant a fost, m-am căcat pe mine. Hai să râdem. Așa. Ce-am mai putut să mai inventez și că... Opa. Opa. Pac. Simplu. Pac. Pac. Pac.
Bă, dacă aș vedea o chiștă în noaptea, văzut că m-aș speria. Tu... Hai să trag una în cap acum. Așa, să crepi. Mamă, cred că la noapte sunt mai zombi. Aoleu, mai este și... De cum ne-ai bat să fiu... Băi, să mor tu că n-ai murit. Dă-ți-o că... deci dacă mi-a spune asta un preot, aș muri de râs. Toram, pam, pam. Gata, bă, frate, gata, înțeleg că vă placă. Na, și asta, na. Te dă de mare valută. Hace! Hace, hace. Și a trebuit să ajung undeva pe partea asta, mă rog. Va să zic, a? Și am rezistat cam scurt, adică... Na, acum a spus... A, perfect. Aia că n-am ajuns de așa că mai filmăm încă o parte a pistolul ăsta că mai avem. Asta e acum trage. Să-l iau sau să nu-l iau? Ce fac cu atâtea arme? Ce fac cu atâtea gloanțe, gloanțele astea? Păi da, asta e viața dată. Mi-au și dinamită. Thompson ammo. Stai să văd dacă n-am și alte arme, că... MP4. Nada. Lenfield. Ia. Nu pare destul de solid așa că el... Tot mosi, nu. Acum, n-a prea scurt, n-a cum să se fac cripto de 10 minute, ce dracu am nebunit. Dar totuși, mă, frate, cum să faci atâția zombi, mă, și cum să mă duc eu ca bolovanul, ca Spartacus, păi... Da, frate. Te și tu, frate. A, lol, uite, că am găsit un punct. Ce vrei, mă? Gigele. Crezi că mă impresionezi tu cu figurile tale de Batman? Crezi că mă dai pe spate? Nu mă dai pe spate, bă, ascultă la mine. Vezi că ți-o pop, prieten, deci tu știi cum ți-i fac? A, ai înviat, ai înviat, a, ai înviat, ai înviat, ai înviat, a, stai că îți cam place să-i reînvii. Hai să... Incam puș... Am ofițer. Mamă, ce hit să-mi bag. Cred că am să fac și un episod din Counter-Strike 1.6, mă rog, nu știu, voi, nu știu când vedeți asta, dar eu fac seriile înainte să termin GTA 4. Deci e cam, la misiunea aia cu drumul de poliție, cea urmări de poliție sau poliția la... Și am cadou for you! Ha, v-am zis că i-am cadou pentru voi, dar voi n-ați crezut, treaba voastră, bă, m-ați dezamăgit. Na, uite, vedeți? N-ar fost cu minți? Și acum o să spună Survive the Siege. Hai să vezi, cu căcai și cam pare un Survive. Trigger the Bomb. Se putea altfel. Și acum, Trigger the Bomb. Și unde ar fi bomba aici, în primul rând? Nu văd nicio bombă. Bomba sexy? A, nu, știu asta, că se respawnează zombie prostii, dar nu trebuie să-mi spuneți, nu trebuie să-mi spună ăștia. A, alo, mamă, ce prost a fost. Stai să-i ademănesc pe ăștia aici. Stai să-i ademănesc. Da, nu, chiar nu vreau să-mi consum chiar niciun glonte. Hai să-i ademănesc pe ăștia aici, sper să nu mă vin la spate. A venit. 3, 2, 1 și... Opa. Bă! Așa, bă! Că m-am spedat, aaa, n-ai, tu-s morți, n-ai vrut, mi-ai stricat și intru, mi-ai stricat goa, bă, stai, ișac, păi tu de refusă, mă, contracul, frate, am tras picioare, na, amuzantule, na, mamă, frate, dă-mi picioare și nu cădea asta nicio, ia, ce-i asta, nu prea mi se pare normal aici. Pare că am ceva, miroase ceva la mijloc, e ceva la mijloc. A, ia. A, bombă! O, nu fug, e bombă, e bombă cu ceas, bă, e bombă. Da, ce v-am zis? Că nu sturve... A, și pe aici presupun că trebuie să apăr bomba. A, na, perfect. Perfect. Bine gândit, Einstein. Ce să zic? Gândirea fenomenală a... jucătorului acesta să supraviețuim. Și aici ce... Mamă, dacă zombie avem de...
Bă, o să supraviețez atât cât când mă țin gloanțe, atâta. Mamă, dacă-ți vinzi, frate, nici nu... Dar ce mă obosesc, mă, cu dacă am... Asta, mă. Eu mă mai ușor cu asta. What the fuck, mai vin și din spate? Băi, nene, m-a spart. Mai spart, frate, băi. Oh, mai bine. Explodează la aia, bă, omoare pe aia, nu pe mine. Vezi că sunt bun. Ce v-am făcut? Eu vă încerc să vă dau, să vă lăsați, să vă odihniți într-un mai bun și băi așa mă răspătiți pe mine. Nu vă mai chinui voi cu mâncarea, nu vă mai trebuie mâncare. A, aici e perfect. Muri! Așa, mamă, ce... Tantează mână. Și dacă nu mă... Dacă nu vă răspund, frate, vă rog frumos, nu mai insistați cu mesajele, pentru că deja devine enervant, frate. Deci nu mai, când vedeți că nu vă răspund, înseamnă că ori am crăpata, ori sunt căzut pe jos, ori sunt la TV, ori mă joc, ori fac altceva, nu sunt pe Skype, dar dacă... Logic, nu? Dacă nu vă răspund, chiar dacă sunt pe online, s-ar putea să plec fiul la vece, s-ar putea să mă plin câinele, s-ar putea să mă plin pe mine. Și nu trebuie să dați voi mesaje, ci mii de mesaje cu dragul și dragul de ce nu răspund, dar te-ai supărat pe mine, dar ce ți-am făcut ție, ce atât genul ăsta. Nu, frate, eu v-am zis, vă răspund atunci când văd și dacă n-am... Nu trebuie neapărat să zici, oh, dar ce s-a întâmplat cu dragul, de ce nu răspunzi la... Ho, 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 ho. Pentru că de... Na, nu poți sta nici pe stai toată viața, nu poți sta nici să am Skype-ul la baie sau să mă duc să am Skype-ul în mână sau să am Skype-ul în ochi, să am ochelarii aia cum e la Google, aia care poți să vezi orice, n-am Skype programat pe ăla, că mi-ar place, dar... Na, aia te-și pe Gigel. Salut și ție, bă, salut și ție, salut și ție, din partea mea, salut și ție. Încă mă aștept... Legenda spune că încă mă așteaptă să fie dus la serviciu. Asta spune legenda. Spune că încă mă aștept să fie dus la... Uite, fă, bă, eu stau să glumez ăștia, vin ca ăștia, nu știu de glumă. Am glumit, bă! Așa. 7 pe ei, dar normal, frate, uleu, și cât a venit, aoleu! Băi, frate, nu pot să... Cum ne-ai bat din 3 beți să mor, bă, frate, chiar așa de... Chiar așa de nubalo, dar trebuie să facă și un update la viață. Bă, am găsit, apropo, am găsit un YouTuber. Băi, nene, deci dacă nu vorbea robotic, frate, deci... Știți cum vorbea? Mamă, zici că era robot. Deci nu știu, deci... Dar l-am crezut la GTA 5, frate, când vorbești, nu te mai chinui să fii robot, nu te mai chinui să fii Schwarzenegger, nu te mai chinui. Pentru că nu poți, frate, nu mai dați clase, pentru că sunt de... Cocala de ăștia, știi? Bă, ce să zic? Hai, am clase, da, am... Știți, mi-a comparat vecinul meu GTA 5. Și hai să mă dau și mare. Că de, o să mă așmeche ca fraierii ăștia. Oh, oh. Oh, ce n-aș da să iar pe ăștia care fac așa. De, frate, nu puteți să fiți normali, frate, când faceți un video sau să fiți cât mai normal, frate, și dacă mai dă un singur mesaj, Janu, vă mănâncă pe voi, Janu de la Constanța. Să beau acum, am un băr lângă mine. A, perfect, da, mamă, lul, prin... Salut și ție, mitică. Salut și ție, da, salut și ție. Lua, nene, dar nu înțeleg dacă... Cam tot orașul e așa, mort. Cum se mai hrănește ăsta? Logica. Adică, mămișo, ar trebui să fie de ăsta, nu știu... Opa. Mă mai fac niște câte quest-uri așa. Mă mor pe ăștia. Aș putea să mă duc din casă, dar aia ar fi prea ușor. Hai să complic situația, hai să-i mor pe ăștia.
Așa. Mamă, nene, vici. Aaaa. Mai sunt? Nu, dar mi-a vrea să mai omor câțiva. Dacă nu cumva cer prea mult. Na, bine, dacă nu cer mult, atunci e bine. Ce? Băi, mă pot duce acasă, să e bine. Deci nu pot să intru în casă. Trebuie să iau. Ce dracu e de făcut? Deci nu pot să ocup aici, asta e bine, mă bucură. Stai, poate mai e un zombalău mortalău. Poate că altfel chiar nu pot să nu dă seama. Stai puțin. Are you fucking kidding me? Uitați-vă și voi, glitch-o glitchit. Atunci vreau să... Oh, perfect, un clon. Ai vrea să iau de aici. Să iau pe toți. Ia, priviți. Mamă, și prin pereți ai văzut ce impact a avut glonțul meu? Ia, vedeți? Bă, asta e efectul, bă, când îi lunetiți, bă. Da, acum am... Așa, bă. Bă, că a totul pentru partea asta de episod. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut acest minunat glitch, această minunată tragere de la distanță. Nu uitați să vă abonați și un like m-ar ajuta. Și ne revedem data viitoare. Pe curând, fraților.